care amintește de toate acele superbe ateliere care au funcționat pe linia de sud a țării și care au adus în România acest element de marca al Orientului, care este aplicația găitanului pe o piesă, pentru că s-a dorit un prestigiu special și care nu era suficient în cultura tradițională, pentru că era mult mai discret, și atunci l-au potențat multiplicându-l și amplificându-l. Această aglomerare care apare pe haina respectivă este o expresie a nevoii de evidențiere. Aici, la nivel de modă, știți poate mai bine decât mine ce înseamnă relația dintre cantități și calități la nivelul unui veșmânt. Care este relația suportului, silueta și felul în care o aglomerăm, estopând-o, trupul devine suport de haine sau, dimpotrivă, îl aerăm și ați văzut ia care îl pune în valoare pentru că lasă trupul să fie recurat. Acum o să fiu tehnică. Să te ajut eu? S-a apăsat pe ăsta? Da, te au să fie. Stai cu un copil. Și costumul se făcea nu întotdeauna, am spus, nu avea un singur autor, ci avea o mai mare... Pot să mai apropii eu mai puțin. Să vorbim mai lungă cineva. Aș vrea să apropie puțin imaginea. Vorbeam de ie. Ia sau cămașa cu poale, las-o așa. Este piesa fundamentală, știți că avem și acum o revigorare a acestei piese, pentru că este o emblemă pe care noi românii o ducem mai departe pentru două valori. Una de funcționalitate, permite o maximă lejeritate de mișcare, doi, pentru valoarea sa artistică, pentru că este o concentrare de broderie pe care nu o mai găsiți în altă parte. Când e ornamental, locurile în care această broderie se concentrează are, să spunem, o explicație care ține de două resorturi. Unul, de modul în care broderia devine mai mult decât ornament și devine limbaj și devine simbol, iar celălalt element ține de funcțional și anume modul în care se asociază cu alte piese pentru a rămâne vizibilă. În orice cultură tradițională, ce nu se vedea, nu se lucra. Era un pragmatism la îndemână și acesta îl puteți vedea în ștergare, în cămăși, în piesele de vestimentație care se asociază pieselor de bază, cum sunt iile sau cămășile. Este motivul pentru care mâneca este elementul de mare vizibilitate, niciodată nu se acoperea, uneori chiar și iarna se luau hainele groase, cojoacele sau șubile pe umeri, lăsând mânecile la vedere. Aveți frește de biserici în care vedeți aceste reprezentări, erau mărcile și Matisse tot asta a reprezentat, marca, mâneca. Mâneca, mâna, de fapt știm cu toții că înainte de fizionomie, purtătorul de amprentă și personalitate este mâna. Nu degeaba în sculptură, mâna este cel mai greu de reprezentat. Nu de aceea știm cu toții că amprenta este adevărata identitate. Mâneca este aceea care, structurându-se, vorbește despre ce înseamnă universul celui ce o poartă, dar și celui ce a făcut-o. Pentru că, de obicei, fiecare piesă îmbrăcată era o piesă executată în cadrul familiei și uneori, dacă aveți ambiție, era ca la Paști să avem o cămașă, o ie nouă.
Acest lucru face ca să avem trei zone de maximă importanță. Avem umărul, care întotdeauna a avut în această altiță o multitudine de motive care condensau toate această zonă înaltă a personalității umane. Este, dacă vreți, zona care conduce către fizionomie. Este zona care invită la dialog vizual între față și partea de verticală. De asemenea, aveți apoi o zonă de îmbinare, acea orizontală diferențiată cromatic, în crețul. Inițial, erau o modalitate de asamblare între această altiță, care era lucrată de regulă de persoanele care aveau o manualitate și o perfecțiune specială. De aceea ea constituie și acum un fel de probă de măiestrie. Și acel încreț care, de fapt, reducea dimensiunea, lărgimea mânecii la nivelul altiței. Și atunci cele două piese se asamblau prin ușoara încrețire conform unui anumit tip de geometrism a mânecii față de zona umărului. Și apoi acele râuri care curg pe mânecă și care dau ca și linie o scriitură specială, nu degeaba se numeau râuri, ele exprimă, dacă vreți, această devenire, această curgere, această perpetuă neliniște care există în dorința fiecărei generații de a contribui la dinamica și la evoluția piesei. Întotdeauna ea are cele două râuri mari pe piept, care marchează zonele de asemenea de fertilitate. Atenție, este vorba de sâni. Sânii nu se dau niciodată la vedere. Ați mai văzut ea aceea foarte lejer, desfăcută doamna profesoră. Așa mai veacul 20. În general, ea se lăsa pe un decolteu care avea întotdeauna doi ciucurași care se legau. Știți, exista un principiu în cultura tradițională al, dacă vreți, nu neapărat al pudorii, ci al incitării. Se citea cu ochiul minții și nu cu cel fiziologic. Formele se descoperă și nu se arată. Din acest punct de vedere, multe lucruri, în dorința aceasta de a le cuprinde cât mai repede, astăzi nu mai avem dreptarea să le lecturăm cu ochiul minții. Costumul popular este o lectură cu ochiul minții 99%, pentru că el niciodată nu are această calitate de a lăsa totul dintr-o dată în percepție. El trebuie să-l lecturezi bucățică cu bucățică. Pe acea mânecă, întotdeauna se spuneau și doruri, se spuneau transpuse în broderie, dacă vreți, mitologii întregi. Acolo se broda sau se țesea, dacă este să ne gândim din perspectivă istorică, toată acea filozofie a neamului. Să dăm puțin mai departe. Din nou am încercat să facem această relație pentru a vedea două lucruri. Ponderile de alb. În costumul tradițional există o regulă extraordinar de importantă care ține de lumea noastră, de o lume, aș spune, care avea un mental extrem de armonios. Albul e lăsat să trăiască. Nu e considerat spațiu necesar de acoperit prin broderie. Broderia are regula de a sublinia liniile vitale, de a sublinia, dacă vreți, centrele de interes și de a mai sublinia, la un moment dat, acele intenții, câteodată arogante, este foarte adevărat, cum e în costumul schileresc, de, să spunem, demnitate umană. Pentru că toate au linii ascendente. Și dacă le urmăriți cu atenție, două lucruri sunt foarte importante în costumul tradițional.
Zona de alb, care înseamnă liniște, care înseamnă puritate, care înseamnă, dacă vreți, recul pentru a înțelege un concentrat ideatic care îl reprezintă broderia. Pentru mine a fost un lucru foarte interesant când la Barcelona a fost la Fundația Miró și există acolo o lucrare care pe mine personal m-a încântat și m-a tulburat totodată. Un panou de dimensiuni mari care se numea Prizonierul. Ce prizonier? Erau griuri rafinate despărțite de o diagonală care semăna cu o sienă, semăna din punct de vedere cromatic, deci era o umbră densă, densă, era pământ, nu era pământ, dar de ce era Prizonierul? Am stat, m-am uitat, am fost foarte încântată de treaba aceasta, am apreciat pictural, racordul, tonal, tot ce învățasem la istoria artei, am aplicat acolo. Mă, dar de ce nu-i spune Prizonier? În cele din urmă iau inima în dinți, văd un supraveghetor de sală și întreb, da, pentru, știți, să înțeleg și eu, de ce a fost numit astfel? Vai, cum să nu? Vă spun cu drag. Și începe să-mi povestească despărțirea celor două luni. Despărțirea celor două luni, care însemna acea diagonală, care era delimitarea dintre libertate și închisoare, care însemna, dacă vreți, pământul în concretețea sa, pe care un prizonier nu-l mai poate călca, în sentimentul înălțării către ceea ce îl animă pe fiecare. A fost excepțional pentru mine această explicație, a fost extraordinară pentru că mi s-a părut un lucru fundamental, acela al esențializării formei, debarasării de tot ce conține, pentru a rămâne la un fel de, nu știu cum să-l numesc, de superesență, care înseamnă, dacă ai puterea și răbdarea să decriptezi, ce înseamnă de fapt însăși existența și rațiunea de a fi, într-o lume sau în alta. Mai departe, Gorjul, care este de la acel arogant costum schileresc, iată costumul unei femei obișnuite, în care recapitulăm elementele care definesc structura cămășii. Altița, încrețul și râul. Această împărțire tripartită nu este inutil pe cifra 3. Dacă ne raportăm la numerologie, știm ce înseamnă cifra 3, da? Că perfecțiunea tinde în fiecare să o atingem. De obicei o să întâlniți totdeauna pe toate aceste costume o sumedenie de elemente care țin de numere impare atunci când este vorba de așezarea rândurilor, râurilor, detaliilor de broderie, pentru că se cuprinde ființa din lăuntru în numerologia sacră și atunci se cuplează întregul. De aceea costumul popular mai este și o amuletă. Mai este și un mijloc de protecție, dacă vreți, de asta dată, magică, și deseori este investit cu aceste elemente, pentru ca cel ce-l poartă să fie protejat. Din punct de vedere cromatic, o să întâlniți întotdeauna foarte multe racorduri tonale între o dominantă care ține de vârstă, făceam puțin mai înainte comentariul de roșu. Comentariul de roșu are și în folclor bănuiesc, știți, măcar din lirica românească, o paletă extraordinară, de la roșu ca placă, de la roșu ca părlegica, roșu ca sângele, roșu ca sângele voinicului, roșul ca vișina, roșul ca vișina putredă. Și de aici începem să decantăm de la maximum de vitalitate, fata de măritat, până la pânza de orice îl duce pe cealaltă lume pe un răposat. Aceste culori o să le găsiți în tonalități diferite pe măsură ce femeia îmbătrânea. Hai să vedem puțin mai repede. Da, este
este costumul de mușchel. Îmi pare rău, fotografia aceasta nu este chiar poate cea mai bună. Hai să mergem mai departe. V-am adus aici un costum care este din Hunedoara, din Ținutul Pădurenilor, pentru a vă da seama de relația dintre față și spate. Pentru a vă da seama de felul în care se compun elementele care rămân vizibile și care sunt mai puțin vizibile. Spatele, ca și fața, în mentalul tradițional, trebuia să fie tratate în mod egal. Din acest punct de vedere, percepția era că uneori răul poate să te ajungă din spate și nu din față. În alte culturi purtăm ochiul de pe ochi, purtăm tot felul de noduri, brățărușe și așa mai departe. Noi purtăm mărțișorul punct până la cum la bună vestire. Și în rest purtăm aceste piese care erau pavăză și ele mai departe. Aici vedeți ce înseamnă relația și, dacă vreți, ritmica între încălțăminte. Albul tolobonilor sunt un fel de ciorapi groși pe care îi purtau pe iarnă din postav de lână. Apoi cămașa cu firele de dantelă, cu firele de broderie, acea piesă pată de negru, opregul și broderia de pe pieptare. De asta dată, pieptarele în această zonă sunt extraordinar de bogate, extraordinar de frumos construite, exact ca un fel de, dacă vreți, de platoșă. Hai să mergem puțin mai departe. O procesiune tot din Hunedoara, la Rusalii, se iese cu icoana, cu praporii în zona semănăturilor, pentru a putea să se facă o slujbă care și în creștinism este considerată.